Domnul Mihai Fifor, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat. Aveți o poziție publică, domnule Fifor, pe pagina de socializare referitoare la această ceremonie de la Palatul Cotroceni. Spuneți aici că citez aceste jocuri de imagine încununate fastos la Cotroceni sub semnul Alianței Austerității PNL-USR Pro-România-PMP. Arată doar lipsă de seriozitate, de responsabilitate și de respect pentru români. Categoric. Ne menținem punctul de vedere. De altminte, este un punct de vedere pe care l-a prezentat și doamna prim-ministru la ieșirea de la CEX în conferința de presă. Vreau să vă reamintesc dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră faptul că atunci când acest protocol a fost lansat, imediat după încheierea consultărilor de la Cotroceni, noi ne-am precizat foarte clar punctul de vedere, am prezentat o serie de amendamente pe care ne-am fi dorit ca președintele Klaus Iohannis să le ia în calcul și să ne cheme să discutăm despre acest lucru și de ce nu să ne întâlnim cu celelalte partide și să putem discuta aceste amendamente. Tocmai de aceea suntem foarte surprinși de faptul că nimeni nu a întrebat despre aceste amendamente, nimeni nu ne-a contactat referitor la aceste amendamente. Repet, măcar să le fi discutat și să vedem dacă ele puteau fi armonizate cu textul protocolului care astăzi s-a semnat la Cotroceni. Spune președintele, domnule Fifor, că PSD nu l-a anunțat de intenția de a semna acest pact. Am încheiat citatul. Nu, dar l-am anunțat de intenția de a avea amendamente la acest pact și l-am anunțat de faptul că vom semna acest pact dacă amendamentele noastre vor fi luate în calcul și, repet, sunt lucruri care se susțin și care nu se abat deloc de la linia pe care partidul nostru a avut-o în toată această perioadă. Sunt lucruri pe care ne-am fi dorit să le discutăm în toată campania alegerilor europarlamentare. Din păcate, s-a dorit cu totul altceva și nu s-a putut discuta acest lucru, nu s-au putut discuta teme care au ținut până la urmă de lucruri importante, cum ar fi dublul standard. Să știți că a zis că lasă lista deschisă, președintele Klaus Iohannis, mai așteaptă și alte formațiuni. Ne bucurăm, e un semn de maximă generozitate din partea președintelui Klaus Iohannis. Mă gândesc că e o zi specială pentru domnia sa și probabil de aceea este atât de generos cu celelalte partide. Noi rămânem cât se poate de ferm pe poziții, în sensul în care dacă se va putea discuta vis-a-vis de propunerile pe care Partidul Social Democrat le-a făcut ca amendare a acestui protocol, desigur ne vom așeza la masă și vom analiza. Suntem la rândul nostru foarte deschiși pentru dialog, am arătat lucrul acesta, pentru că în ultimă instanță ne interesează ca în urma unui astfel de pact, să zicem, românii să aibă ceva de câștigat. Deocamdată, vedem cum am și menționat, Alianța Austerității în toată splendoarea sa la Palatul Cotroceni semnează acest pact, care ne întrebăm ce folos va aduce românilor, pentru că sunt în continuare lucruri care, cred eu, trebuie discutate și puse pe agenda publică și cred că acesta este rolul pe care președintele statului trebuie să-l aibă, în speță de a asculta fiecare partid și nu de a ieși cu un pact între partide după ce consultările s-au încheiat la Cotroceni. Ne-am întrebat de altminte la plecarea de la Cotroceni de ce lucrul acesta nu s-a discutat cât am fost acolo cu delegația noastră condusă de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă. Pentru că așa ar fi fost probabil normal, dar... Da, asta este practic, domnule Fifor. Mulțumesc pentru această intervenție telefonică.